Atunci vă spunem că sunt 4 morți, peste 400 de români infectați cu coronavirus și un bilanț care crește în fiecare zi. Cazurile s-au dublat în România în ultimele 6 zile. Ne spune toate datele din Observator Update, Mădălina Iacob. Mădălina. Bună ziua! Iată o veste tristă. În această dimineață, o femeie de 72 de ani de la spitalul din Suceava a decedat, era infectată cu noul coronavirus. Vorbim despre o femeie care avea afecțiuni cronice, dar care nu avea context epidemiologic. Asta înseamnă că nu a intrat în contact cu nicio persoană infectată și nici nu ar fi călătorit în străinătate în ultima perioadă. Așadar, al patrulea deces pe teritoriul României la o persoană infectată cu coronavirus. Vorbim despre 66 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Așteptăm la ora 13 noul comunicat din partea Grupului Național Strategic să vedem bilanțul zilei. 433 de oameni în acest moment infectați cu COVID-19 pe teritoriul României, 64 de persoane declarate vindecate și externate. În acest moment la terapie intensivă mai sunt internați încă 14 oameni, iar 3 dintre ei se află în stare gravă. Vorbim așadar și despre o situație alarmantă și la nivelul globului. Numărul deceselor din Italia este într-adevăr în scădere, dar situația rămâne alarmantă, mai ales în regiunea de nord a peninsulei. Vorbim în total despre 651 de morți în ultimele 24 de ore și peste 5500 de cazuri noi. Medici din Cuba, din Rusia au dat deja o mână de ajutor și voluntari de pe întreg mapamondul au ajuns deja în peninsulă pentru a-i ajuta și situația nu este neagră doar în Italia, vorbim despre aproape 1800 de morți și în Spania, dintre care 375 doar în ultimele ore, cu siguranță că starea de urgență la nivel național se va extinde. Mădălina, aș vrea să vedem acum ce prevede ordonanța militară și să luăm fiecare punct în parte, în așa fel încât să înțelegem cu toții. Te ascultăm! Așa este, de aseară, de la ora 22, au intrat în vigoare alte măsuri. S-a suspendat activitatea, în primul rând, a centrelor comerciale mari, dar au rămas deschise supermarketurile și farmaciile din incinta acestora. De asemenea, s-a interzis intrarea în țară a străinilor pe teritoriul României și dacă pentru timpul zilei există doar recomandări, să știți că pe timpul nopții avem de a face și cu obligații, începând din această seară. Atenție, de la ora 22 și până la ora 6 dimineața, deplasările pe timpul nopții trebuie să fie justificate și nu oricum, chiar cu acte doveditoare. Spre exemplu, cei care merg la muncă trebuie să aibă asupra lor o legitimație de serviciu, o adeverință de la muncă sau o declarație pe proprie răspundere să scrie de unde pleacă și unde merg și pentru cât timp, iar celor care ies pentru cumpărături, medic sau îngrijirea copiilor, a bătrânilor, pentru că știm există și excepțiile, trebuie la fel o declarație pe propria răspundere. Autoritățile au postat deja modelul declarației pe site-ul Ministerului de Interne, pe site-ul Guvernului, îl găsiți acolo, iar în cazul în care nu aveți posibilitatea să descărcați această variantă online, autoritățile acceptă și declarațiile scrise de mână. Mădălina, îți mulțumim pentru aceste precizări.